fugarul Radu Mazăre a fost capturat de autorități la capătul unei operațiuni coordonate de Interpol. Mazăre, vă reamintesc, a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare în luna februarie, dar pentru că fugise din România în decembrie 2017 în Madagascar, a fost dat în urmărire internațională. Mergem la colega mea, Berta Popescu, cea care deține informații despre aceste culise ale capturării lui Radu Mazăre. Berta, înțeleg că pentru început este reținut fostul primar pentru 6 zile. Da, bună ziua, Cătălina, bun găsit tuturor. 6 zile trebuie să stea Radu Mazăre în arestul poliției din Madagascar. Așa este procedura până când trebuie să fie făcute toate actele și apoi să fie luată în calcul extradarea fostului primar al Constanței. A fost prins de către autorități în urmă cu aproximativ 3 ore. Este de atunci în custodia autorităților din Madagascar și înțelegem că a fost o acțiune coordonată, evident, de Interpol, iar autoritățile noastre au fost în permanentă colaborare cu cei din Madagascar. E adevărat că acum trebuie să înceapă procedurile de extradare, însă sunt destul de dificile, asta pentru că Madagascar nu are acord de extradare cu țara noastră și cu siguranță va dura ceva. Ar putea însă să fie extradat Radu Mazăre în baza unui acord punctual între autoritățile din România și cele din Madagascar cu privire strictă la acest caz. Știm foarte bine însă că Radu Mazăre a fugit în decembrie 2017 în Madagascar, susținând că este o țintă politică și că nu are încredere în justiția din România. De atunci însă a primit 2 condamnări, una de 9 ani de închisoare cu executare într-un dosar privind retrocedările de plaje și faleze din Constanța, o decizie definitivă, și una de 9 ani și 10 luni. Așteptăm detalii din partea autorităților să vedem exact unde a fost prins, ce le-a spus autorităților de acolo. Mulțumesc, Berta Popescu, pentru aceste detalii.